No, bun. Ok, ultima chestie ce văd că nu merge iară e că chatul meu dispare de pe ecran. Dar o să rezolvăm și asta imediat. Până atunci, din nou, bine ați venit și o să vă binecuvântez imediat în comunitate. Așa. Mulțumesc, Micu Bog. Da, sper să vă placă în seara asta aici. Am mai multe chestii pregătite. Am avut foarte multe emoții până am pornit. Cred că o să iasă drăguț. Și ce facem în seara asta e că ne uităm puțin la niște chestii mai amuzante, mai ales dacă ați avut o seară mai încărcată. Și apoi, mai spre jumătatea serii, mă gândeam să povestesc despre niște chestii și vă zic mai încolo, dar basically e despre benzi desenate japoneze, foarte mult știți probabil despre mangas, nu Among Us, ci manga. Și atunci o să intrăm un pic mai încolo ăsta, dar să-mi intru puțin în flair. Și voi sunteți foarte drăguți aici cu mine, sau mulțumesc că aveți the patience. Am și această șampanie Ravi Bubble, pe care o să o desfacem cât de curând. Am făcut Crăciunul cu familia, a fost fine, dar nimic nu bate așa... Bagă-i și bagă-i! Bing bang! Ok. And no drinking, pentru că ne-am lăsat de băut acum 3-4 luni. That's very good, that's... Dacă a fost o decizie pe care tu ai vrut să o iei, that's like, proud of you, I'm proud of you. Mătușix is very proud of you. I'm sorry. Very smart din partea mea să țintesc în jos. Cheers! Mulțumesc că sunteți aici! Anul fericit! Trecem la partea cu manga. Și cum ziceam, în primul rând, mulțumesc Diana pentru ajutor și discuție, pentru că pe baza discuției cu Diana, prietena asta mea, mi-am dat seama de niște chestii pe care vreau să le zic. Am consumat destul de mult content de genul ăsta și... Moi cu blog. Ce drăguț. Și într-o dimineață, deci ca să vă dați seama cât de tare eram fană anime, manga și eram pe toate forumurile astea de weebuz, pe tot pipeline-ul ăla, într-o dimineață trebuia să învăț la istorie pentru că ne asculta periodic. Și eu m-am trezit într-o dimineață și am zis fuck this. Am citit două rânduri și după aia m-am dus înapoi la calculator și în loc să învăț timp de o oră sau două, am citit un fanfic yaoi, adică cu lovers gay. Și era groaznic, adică it was, în momentul ăla a fost absolut superb, a fost ce-a trebuit, dar acum am dat seama că erau foarte multe dinamici de putere foarte nașpa acolo. Și există destul de multe tropes sau cumva narrative care din păcate se cam regăsesc în categoria asta de manga, care de obicei sunt targetate spre adolescente. Și categoria asta se numește shoujo. Și e cumva despre interesele romantice, tot timpul există două personaje in love sau o a treia persoană care intervine. Sau na, adică cumva the main action e centrat pe aceste două personaje și apoi sunt restul. Foarte heteronormativ, foarte like, you get it. Emoțian, mulțumesc! Bine ai venit! Și una dintre tropes sau una dintre narrative ce se găsește e, de exemplu, chestia asta în care există personaje feminine cu foarte mic low self-esteem. Deci au self-esteem-ul foarte scăzut și partenerul lor,
joacă în așa fel încât el câștigă tot timpul. Adică el e ăla care o domină cumva și o face să fie și mai self-conscious decât îi săraca. Și, de exemplu, în ăsta în care îl vedeți acum pe ecran, povestea este despre... Trigger warning. Bing bang! Povestea este despre o tipă care este abuzată sexual sau fizic. Și apoi ea se îndrăgostește de tipul ăsta. Deci după ce este abuzată și verbal și așa, ea începe să se îndrăgostească de el. Și el tot timpul este cel care se folosește de ea. El este mai mare cu vreo 2 ani, ea are undeva 16 ani, este așa, in love, naivă și nu știe prea multe chestii. Și el e foarte agresiv cu ea. Ăsta ce-l vedeți pe ecran era ceva, se numea Today Love Starts, așa se numea. Deci ăsta era una dintre ele. Și e foarte regăsită și jucată chestia asta ca și când e ceva foarte normal ca băieții să se ia de tine, să te buluiască. Să bully-u. Nu sună foarte bine în română. Și cred că avem și în România, din păcate, ideea asta că dacă un băiat te șicanează, de fapt, în secret te iubește. Și e un mesaj foarte periculos de transmis la adolescente. Pentru că mai apoi le formează și le mulează ca să fie, să stea într-o situație și să suporte abuzuri din partea partenerului. Pentru că sunt atât de romantizate încât te gândești că no. Oh wow, if he is mean to me, he likes me. Ăsta este, se numește Faster Than a Kiss. Și există acest trop în care este un decalaj foarte mare de vârstă și o dinamică de putere foarte unbalanced. Și în povestea asta, de exemplu, el este profesor și ea este studentă. Și e foarte fucked up. Adică ea, toate poveștile pe care le spun au spoilere, deci dacă vreți să le citiți, să știți că au spoilere ce zic. Ea și cu fratele ei trăiesc singuri. Basically, le-au murit părinții sau ceva în genul ăsta și tipul ăsta care e profesor s-a oferit să îi ajute și îi ajută și în același timp ei doi, adică el și ea, încep să aibă like love thing. Și e foarte, foarte foarte problematic pe acolo ce se întâmplă, pentru că e proful ei de la clasă, se întâlnesc pe holuri, se ascund ca să nu fie văzut de alți elevi sau așa mai departe. Și până și eu am romantizat chestia asta, deci a fost foarte tare infiltrată în mine, să zic. Deși nu mi-am dat seama, dar după mulți ani mi-am dat seama că aveam la un moment dat niște chestii în care începeam să idealizez niște persoane și la un moment dat chiar mi-a plăcut de o persoană care era prof. Nu mie, dar mi-a plăcut de cineva care era un prof. And, you know, not really okay. Pentru că până la urmă îl pui pe piestal acolo și nu îl vezi ca o persoană. Și persoana aia are mai multă putere ca tine. Balanța de putere, deci se găsește fie ca fie ca student și, sau mă rog, elevă și prof, sau se mai găsește cum e în acest manga care se numea The Virgin Crisis. și ea este a human being, ea este o persoană, este un om și el este un demon, să zic. Și din nou, este o putere acolo, o imbalanță de putere, pentru că he's a demon și știe mai multe chestii și aparent e foarte interesat de această adolescentă. Și cred că cunoaște mai multe povești cu vampiri care au peste 100 de ani, peste 100 și ceva de ani, și apare din senin în nu știu ce village și se îndrăgostesc de o adolescentă. În ce ai Venus? Vărsător. Am în vărsător. The Virgin what? Crisis.
Pentru că ea e la o școală catolică de... Nu știu dacă doar de fete, dar o școală de-asta religioasă, basically. Acolo ea frecventează și e foarte religioasă și ăsta e plotul, că el vine și încearcă să allure it. Da, deci ea îl super idolatrizează pe el și tot timpul el este pus pe piedestal și... Uitați o coadă. Asta e pisul mic. Să nu cumva să-mi închizi stream-ul, please, nu? Nu. Și mai este tot legat de manga-ul ăsta. Mai este tot timpul the love triangle, adică tot timpul există un triunghi al iubirii. Și felul în care este jucată această temă nu este neapărat că, wow, cât de interesant și open relationship sau poliamorie este acolo, și tot timpul a treia persoană e acolo doar ca să ajute cuplul să înainteze în, cumva, în plot. Da, it is an envy. Mama la poliamorie știe mai multe chestii de genul ăsta, de relații și așa. Deci dacă nu urmăriți, vă recomand. Și da, asta este foarte des jucată, chestia că există o a treia persoană care vine să bage un pic de dramă și odată ce personajele, el și ea, încep să recalibreze relația, persoana a treia nu mai este tratată uman și dispare din peisaj de prin, nu știu, chapter 5, deja nu mai știi de... I don't know, ziceți un nume de persoana aia. Ta-da! Te vede lumea. Vezi? Te vede lumea. Am patru în casă. Asta este una din ele. Asta este pisul mic sau șosețel. Hello, măs. Are botoșei, da. Are botoșei, mănușițe, ce vreți voi. La fel și maică-sa are tot așa. Foarte polite pisicile astea. Vin așa cu mănușele. 10 din 10. Da, da. Șampania văd că e remediu de... We're back. What's amazing. Thank you. Băi, mă bucur că sunteți încă aici, în ciuda dificultăților. Așa. Am zis la mulți ani și a crăpat stream-ul. Ce ai făcut din cauza ta? Nu, glumesc. Așa. Sper că dacă zic din nou nu se repetă. Ok, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că ești aici. Citeai în engleză din manga despre abuzurile tipului. Ziceai de manga făcut de tine. Cum ar... Așa, da. Deci o să recitesc descrierea și apoi o să vă arăt manga o făcut de mine. O să-mi zic cuvintele de final și cam asta este stream-ul. Da, bun. Deci sunteți cu mine, da? Ne mutăm. Ups, nu aici. Aici. Așa, deci descrierea era că... O să mai zic încă o dată. Sper că nu mă repet prea tare. Da, ok. Super. Unde ești? Bun, deci. Tsubaki is a girl who loves making her younger sister's hair pretty every morning. But she doesn't think that kind of style suits herself. The day of her high school beginning ceremony, after she failed in beginning being the top student who usually makes the ceremony speech, she finds herself sitting next to the actual top student of the 5 years, the worst, the rudest guy ever, Kyota. She ends up cutting his hair on purpose because of the awful things he says to her. Kyota demands that Tsubaki pays him back with her body. Da. Așa. But Tsubaki fixes his hair instead, making it even shorter. After that, Kyota unexpectedly kisses Tsubaki and swears that he will take away all her first. Yeah. Și ziceam că... Hai tu! Ziceam că aproape toate descrierile pe care le întâlniți
is questionable at best. Da. Și deci dacă căutați niște manga-uri, niște titluri, o să dați de descriere de genul ăsta. Și persoana care a făcut manga-ul ăsta mai are încă unul, care se numește Honey X Honey. Și povestea este că ea se îndrăgostește de stalkerul ei. Și stalkerul ei era un tip care era aparent și liderul de mafia din Hong Kong. Și toate, asta era foarte interesant, că toate descrierile despre personajele protagoniste feminine sunt foarte, like, she was just a normal girl, living her normal life, going to school, like nothing special, just a usual girl with her hair, and nobody noticed her. Until liderul de la Hong Kong, liderul de la mafia din Hong Kong a venit și a zis, I like your style, girl, hey baby girl. Like, foarte nerealist. Și foarte multe, da, eu-uri aici, like, eu, a lot of eu. E foarte linia, foarte subțire linia de consent aici, adică... Like, phew. No words, beyond words. Există vreun manga acceptabil? Foarte bine zis, acceptabil. În sensul că prezintă moduri de relaționare sănătoasă cât de cât. Mă gândesc la relații echilibrate, nu se văd prea bine. Ah, good question. Asta trebuie să mă gândesc. Sigur sunt, dar aproape în 90% din poveștile din categoria asta de romanțe sunt, din păcate, adolescente cu low self-esteem, adică cu încrederea de sine foarte scăzută, care sunt alese și iubite de tot felul de tip dubioși. Și mesajele transmise de categoria asta e foarte, foarte problematică. A, da, uite, foarte bine zice Diana, Kimi ni Todoke, e chiar una dintre preferatele mele ever. Și aici este despre doi adolescenți foarte shy și e foarte, foarte drăguț jucată toată chestia și chiar foarte tare întoarsă dinamica asta de el deține toată puterea, ea este, like, naivă și așa mai departe. Asta era Skip Beat, așa se numește. Și, din nou, se regăsește premisa asta sau tema de triangulare sau V, interes, relația în V, cum zicea mama la poliamorie, în sens că avem protagonista acolo în stânga, avem apoi personajul care he's the mean guy, care doar o șicanează pe our character, și al treilea personaj care este acolo just for the drama. Ce mai este problematic în chestia asta e că ea inițial îl place pe tipul blond și îi arată altfel, adică ea e like your typical girl cu părul lung și el o refuză și apoi ea își schimbă complet look-ul ca să get revenge. Și like I'm kind of conflicted, adică cumva mi se pare, să zic, oarecum empowering că you go girl, do your thing, dar mi se pare un pic, nu știu, alunecos terenul ăsta în care te schimbi ca să îi arăți lui ce-o pierdut și, like, pentru no other reason. Așa, dai să mai vedem ce-o zis oamenii. Am senzația că manga-ul shonen e mai puțin problematic, dar tot din misoginie, că e direcționat către băieți. Da, și au teme precum, oh, tu ești alesu, ai o putere internă, îți faci prieteni, așa mai departe. Așa, și alea au probleme, dar nu sunt așa de tare. Da, și asta e foarte interesant, foarte bine punctat, Vlad, scuze de tuse. Și asta e foarte interesant, că ei marketizează și divizează foarte tare genurile. Adică felul în care le promovează e că shonen-ul este exact genul de dramă și acțiune care se întâmplă doar că pentru băieți.
Și nu există neapărat interesul ăsta mare de love și așa mai departe, ci... Nu știu, eu sunt erou, mă bat cu balauri, the end. Și am băut șampanie. Așa... Probabil doar cele în care un personaj mare dramatic sunt ok. Uite, Sailor Moon, cred că e... Ce? Poate Sailor Moon e ok? Sau... Adică, nu știu, acolo cel puțin ai protagoniste feminine foarte puternice și care nu se pierd în background. Așa. Eu personal nu sunt fan de manga slash anime, anyway, dar fiica mea de 12 ani este... Oh my god, that's so cute! Asta e foarte drăguț. That's very cute. Mai să știi că eu am început să intru în pipeline-ul ăsta cam de la vârsta aia, cred că. Și am... Adică sunt pe internet de o perioadă destul de îndelungată și am văzut multe chestii și citit chestii fără filtru. Mă bucur că ești aici. Sper măcar să te ajute oarecum ca orientare discuția. Așa, Vlad spune că cele mai populare, precum Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, Bleach, nu au chiar așa de ostentativ harem, dar da, știu că e o întreagă categorie. Da, clar. Cam așa e, da. Da, ai dreptate, Neacaisă, da. Aia mă gândeam că mi-a venit în cap Sailor Moon, dar după aia m-am amintit că și Mamoru, adică personajul masculin care e de love interest, e cam dubios pentru că el are... e aproape student sau, nu știu, termină liceu și Usagi, personajul feminin, e la liceu, at best, a noua. So, yeah, și acolo e un pic dubios. Da, și la ăsta cu Faster Than a Kiss, nu doar faptul că ea era elevă și el era prof, dar era un age gap foarte mare. De obicei, personajele întâlnite în povești au diferențe de vârstă gen 16-18 ani, dar se mai întâmplă să fie ele care au 16-17 ani maxim, deci maxim așa, uneori rar 18 ani. Deși nu, 17 e cea mai mare vârstă a personajelor feminine și ei tot timpul în age gap, nu știu, cu 10 ani minim. Și dacă îs și demoni, well, da, nu câștigă nicio luptă fără masculul în frac. Cam așa este. Oh, Small Bean, mulțumesc! Mulțumesc de ride și bine ai venit în comunitate! Hello! Ce drăguț! Uite, a apărut și notificarea! Hello! Bine ați venit! Bună seara! Așa, vreau să notez că aproape toate, nu toate, dar o covârșitoare majoritate din aceste povești se întâmplă în școli. Și dacă stați un pic să vă uitați la felul în care se reproduc anumite dinamici acolo, e foarte interesant pentru că e foarte clar delimitat care sunt clasele sociale acolo, adică sunt elevii care sunt așa un pic mai, like, undeva in the bottom, apoi the middle și elita este tot timpul acest council student despre care menționam în descrierea poveștii ăsteia de pe care o vedeți acum pe ecran și tot timpul e foarte vizibilă diferența între un grup și altul și vreau să punctez că în școli tot timpul se reproduc niște inegalități și în sistemul ăsta din Japonia, fiind un dita mai capitalismul turbat, în școli sunt foarte vizibile inegalitățile astea. Cum să zic, grupurile de acolo, grupurile sociale, cel puțin de găsit în poveștile astea, na, nu neapărat toate extrapolate la realitate, dar toate poveștile de aici se întâmplă cu eroina care este aproape low class, pre-middle class
Și tot timpul felul în care ea este văzută este ca cineva care deranjează pentru faptul că este în același spațiu, ca persoanele alea bogate. Și distincțiile astea se întâmplă când, nu știu, aia bogați și aia populari încep să facă glume, să-i pune piedică la personajul principal sau chestii foarte de genul ăsta. Da, deci azi am trecut prin ideea sau tema asta că personajul feminin are încrederea de sine foarte scăzută și că cineva va veni și îi va arăta iubirea. Și de obicei, cel care vine și arată iubirea, din păcate, este o persoană destul de abuzivă. Felul în care îi arată iubire sau, mă rog, se crede că îi arată iubire, este foarte chestionabil, pentru că o șicanează, e, nu știu, destul de răutăcios cu... Da, absolut, absolut, abuz nu este egal iubire. Ce-i asta? Și ziceam că m-au influențat atât de tare încât mi-am făcut eu propriul meu manga când aveam, nu știu... 15 ani? 16? Când aveam gen DeviantArt și mi-am făcut eu, uite aici... Deci se numea More Than Friends, my manga. Și asta e aici toate chestiile. Da. Ups! Na, cam asta a fost mesajul meu, ce am vrut să-l zic. Și anume că ideile astea de, nu știu, sexism sau misoginie sau chestii patriarhale sunt foarte prezente în mediile pe care noi le citim sau noi le consumăm. Adică nu e ceva specific la manga, adică am crescut cu opere literare care au fost acolo. Mă gândesc că dacă stați să vă gândiți, probabil vă vine vreo idee ce fel de lectură sau, nu știu, anime sau de asta nu v-a plăcut sau... Adică m-a plăcut, dar cumva ceva a fost acolo foarte dubix. Eu mă gândisem să fac stream-ul ăsta pentru că... cred că multe adolescente / adolescentix trecem prin perioade în care nu o ducem bine la școală și atunci ne refugiem pe net să citim chestii. Poate nu avem prieteni în momentul ăla. I didn't have that many friends când citeam chestiile astea. Și, like, na, mă rog, faptul că nu ieșeam afară sau nu socializam și eram doar prins acolo, cumva asta consumam zilnic. Și nu doar zilnic, efectiv devoram acolo. Și de-aia mă gândeam că, nu, poate că mulți dintre noi sau multe dintre noi au trecut prin momentul ăsta la un moment dat. Poate. Sau dacă o să treacă printr-o fază de a fi weebu, să fie aware de ceea ce consumă pe internet. Așa, my take here is this. Ca părinte, ce pot eu să fac in this modern world? Este că încerc să-mi dezvolt la copii un healthy self-esteem, da? Critical thinking și emotional awareness. That's very nice. Adică eu sunt sigură că ești un părinte minunat și doar din ce îmi spui aici pare că you're awesome. Like a really cool parent. Bine, nu, deci nu zic că gen nu consumați aceste manga sau ceva în genul ăsta, ci dacă vreți, puteți să mergeți asta și după stream să le luați la răsfoit, doar, you know, nu tot ce se zice acolo e neapărat true. Adică sunt foarte, foarte alunecoase niște chestii. That's my main point here. O pica de câteva ori stream-ul, dar asta e, ne recuperăm. Și Gerasim, mulțumesc de follow. Bine ați venit în comunitatea Mătrușix. Și de acum sunteți toți nepotix mei.
I don't make the rules, I'm sorry. You're here forever. Odată ce ați dat follow, nu mai puteți să...